1 Cronici 28. David a chemat la Ierusalim toate căpetenile lui Israel, căpetenile semințiilor, căpetenile cetelor din slujba împăratului, căpetenile peste mii și căpetenile peste sute. Pe cei mai mari peste toate averile și turmele împăratului și ale fiilor săi, pe dregători, pe viteși și pe toți voinicii. Împăratul David s-a sculat în picioare și a zis, ascultați-mă, fraților și poporul meu, avem de gând să construiesc o casă de odihnă pentru chivotul legământului Domnului și pentru așternutul picioarelor Dumnezeului nostru și mă pregăteam să o zidesc. Dar Dumnezeu mi-a zis, să nu zidești o casă numelui meu, căci ești un om de război și ai vărsat sânge. Domnul Dumnezeului Israel m-a ales din toată casa tatălui meu, pentru ca să fiu fiu de împărat al lui Israel pe vecie, căci Iuda l-a ales căpetenie, casa tatălui meu a ales-o din casa lui Iuda și dintre fiii tatălui meu pe mine m-a pus să domnesc peste tot Israelul. Dintre toți fiii mei, căci Domnul mi-a dat mulți fii, a ales pe fiul meu Solomon ca să-l pună pe scaunul de domnie al împăratului Domnului peste Israel. El mi-a zis, fiul tău Solomon îmi va zidi casa și curțile, căci l-am ales ca fiul al meu și voi fi tată. Îi voi întări împărăția pe vecie, dacă se va ține ca astăzi de împlinirea poruncilor și rânduielilor mele. Acum, înaintea întregului Israel, înaintea adunării Domnului și în fața Dumnezeului nostru, care vă aude, păziți și puneți-vă la inimă toate poruncile Domnului Dumnezeului vostru, ca să stăpâniți această țară bună și să o lăsați de moștenire fiilor voștri după voi pe vecie. Și tu, Solomoane, cunoaște pe Dumnezeul tatălui tău și slujește cu toată inima și cu un suflet binevoitor, căci Domnul cercetează toate inimile și pătrunde toate închipuirile și toate gândurile. Dacă îl vei căuta, se va lăsa găsit de tine, dacă îl vei părăsi, te va lepăda și el pe vecie. Vezi acum că Domnul te-a ales ca să zidești o casă care să-i slujească de locaș sfânt. Întărește-te și lucrează! David a dat fiului său Solomon chipul prispei și clădirilor, odăilor visteriei, odăilor de sus, odăilor dinăuntru și al odăii pentru scaunul îndurării. I-a dat planul a tot ce avea în minte cu privire la curțile casei Domnului și toate odăile de jur împrejur pentru visteriile casei lui Dumnezeu și visteriile sfântului locaș. Și cu privire la cetele preoților și leviților, la tot ce privea slujba casei Domnului și la toate uneltele pentru slujba casei Domnului, i-a dat chipul uneltelor de aur cu greutatea celor ce trebuiau să fie de aur pentru toate uneltele fiecarei slujbe și chipul tuturor uneltelor de argint cu greutatea lor pentru toate uneltele fiecarei slujbe. A dat greutatea sfeșnicelor de aur și a candelelor de aur cu greutatea fiecărui sfeșnic și a candelelor lui și greutatea sfeșnicelor de argint cu greutatea fiecărui sfeșnic și a candelelor lui, după întrebuințarea fiecărui sfeșnic. I-a dat greutatea de aur pentru mesele pâinilor, pentru punerea înainte, pentru fiecare masă și greutatea de argint pentru mesele de argint. I-a dat chipul furculițelor, ligienelor și ceștilor de aur curat, chipul potirelor de aur cu greutatea fiecărui potir și a potirelor de argint cu greutatea fiecărui potir. Și chipul altarului tămâii în aur curat, cu greutatea lui, i-a dat și chipul carului heruvimilor de aur care își întinde aripile și acoperă chivotul legământului Domnului. Toate acestea, a zis David, toate lucrările izvodului acestuia mi le-a făcut cunoscut Domnul, însemnându-le înscris cu mâna lui. David a zis fiului său Solomon, întărește-te, îmbărbătează-te și lucrează, nu te teme și nu te înspăimânta. Căci Domnul Dumnezeu, Dumnezeul meu, o va fi cu tine, El nu te va lăsa, nici nu te va părăsi, până se va isprăvi toată lucrarea pentru slujba casei Domnului.
Iată ai lângă tine cetele preoților și leviților pentru toată slujba casei lui Dumnezeu și iată că ai lângă tine pentru toată lucrarea, toți oamenii binevoitori și îndemânateci în tot felul de lucrări și căpetenile și tot poporul, supuși la toate poruncile tale.